Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi o să mergem în Belgrad, pentru că nu avem niciun video pe canal cu Belgradul, așa că am zis hai să mergem în Belgrad. Am fost să îmi las mașina să mi-o parchez pe undeva pe aici și mergem la locul de întâlnire. Acolo ne așteaptă Luiza și oamenii, pentru că bineînțeles mergem într-o excursie organizată. Este 6 și jumătate, plecarea este la 7. Așa că ne-am trezit destul de devreme și este cam noapte afară. Încă nu s-a făcut zi și s-ar putea să se vadă foarte rău. Ia uitați deja ce de lume a venit. Bine, păi ne vedem direct din Belgrad. Și am ajuns în Belgrad. Iar primul obiectiv de astăzi, să zicem așa, este o croazieră pe Dunăre și veți vedea cum Sava se varsă în Dunăre când vom ajunge acolo. Acum mergem la vapor și vă mai las cu filmări de pe aici. Să țină cam o oră, nu? Da. Nu ziua. Nu ziua. Spuneți. Scuzați că am fost absentă. A trebuit să mă ocup de probleme de organizare și de altceva. Bun. Deci cam o oră o să facem croazierul asta pe Dunăre. Da, mergem pe Dunăre. O să vedem locul în care Sava se întâlnește cu Dunăre. Da, cred că undeva pe stânga. Da, o să vă arătăm și în vlog, dar facem, deci mergem pe Dunăre și venim apoi pe Sava. Și venim pe Sava. Super tare. E foarte fain afară. S-a anunțat pe meteo că sunt 70% șanse că plouă și este super mișto afară. 27 deja de grade, deci e super wow. Da, chiar e super. Și nu e foarte, foarte cald. Da, e vremea adică de toamnă. Vremea mișto. De toamnă cu căldură târzie, așa, da. O vară târzie super faină. Poți să stai în tricou liniștit. Hai să le mai arătăm niște peisaje de pe aici, de pe croazieră. Ne întoarcem și nu știu cât vedeți voi, dar ne întoarcem pe Sava. E puțin culoarea diferită la apă față de Dunăre. Se vede puțin diferit. Hai că încerc să vă arăt și vouă, dar nu știu cât se vede. Hai că mai avem puțin și ne dăm jos de pe vapor. Avem și o muzică lină, așa, faină, să meargă cu vaporul. Uite, avem și Wi-Fi pe vapor, fiți atenți aici, avem și Wi-Fi. Avem și toaletă. Bă, super tare vaporul. Aici, după noi, o să fie o nuntă. Vă dați seama, o nuntă pe vapor. Fiți atenți ce pregăteală e aici. Ia uitați. Asta e etajul de jos. Plus etajul de sus unde sunt oamenii noștri acum. Am fi stat și noi să mâncăm ceva la nuntă, dar trebuie să mai vizităm prin Belgrad. Hai că trebuie să debarcăm. Am terminat primul obiectiv, croaziera pe Dunăre. Și acum mergem către al doilea obiectiv al nostru. Acum sunt pe podul care duce la vapor. Și acum mergem la Biserica Sfântul Sava. A, și da, vă recomand croaziera pe Dunăre dacă veniți în Belgrad. Este foarte, foarte faină. Relaxezi timp de o oră, ai la ce să te uiți, ești pe vapor, totul ok. Am ajuns la Biserica Sfântul Sava, o vedeți chiar acum în spatele meu. Biserica are 79 de metri în înălțime.
și este cel mai înalt punct din Belgrad. Chiar crucea din vârf are 12 metri înălțime. Haideți să mergem să o vizităm în interior. În interior vă recomand să coborâți la subsol pentru că este cel mai frumos acolo. Dar hai să mergem până acolo să vă și arăt. N-aveți noroc, oameni buni, este închis subsolul. Asta este. Poate că nu o să venim altă dată, filmăm și subsolul. Dar subsolul este super, super frumos. De la Biserica Sfântul Sava. Acum mergem lângă Biserica Sfântul Sava. Este o biserică mai micuță. Intrăm în asta să vedem. Am înțeles că este mult mai frumoasă decât Sfântul Sava. Hai să vedem. E frumușică și această biserică. Nu este wow, dar este frumușică. Acum ne mai plimbăm puțin pe aici. Sunt vreo două parcuri pe aici, pe lângă Sfântul Sava. Stăm în jur de jumătate de oră și după aia plecăm la următorul obiectiv. Bun, am plecat de la Sfântul Sava. Mergem acum să facem calea McDonald's, să vedeți și voi cetatea Belgradului. În dreapta mea aici este cel mai vestit parc din Belgrad, și anume Studentski Park. Cel mai vestit parc din Belgrad. Și acum mergem să facem calea McDonald's și să vedeți cetatea. Ce frumoasă este. Ne vedem acolo. Imediat ajungem la porțile cetății. În partea mea dreaptă se află grădina zoologică. Noi am fost acolo anul trecut. Dacă vreți și voi să mergeți, eu vă recomand, este foarte faină. Aveți ce vedea. Mi se pare că este 400 de dinari intrarea. Dar chiar merită, din punctul meu de vedere. Suntem la porțile cetății din Belgrad. Statisticienii au numărat numai puțin de 115 bătălii la porțile acestei cetăți, inclusiv victoria lui Iancu de Hunedoara din anul 1456. Cetatea a fost rasă de pe fața pământului de 40 de ori, dar a fost reconstruită de fiecare dată datorită poziției sale strategice. Și acum să vă prezint interiorul. Cetatea este foarte mare, dar eu zic că merită să o vedeți toată. În stânga mea aici este un parc de dinozauri. Gen ca la Râșnov, dacă știți. Bineînțeles, intrarea costă. Nu știu exact cât, dar costă. În interiorul cetății aveți un muzeu în aer liber, unde puteți vedea tancuri, tunuri, lansatoare de rachete, de toate pe aici. Ce vă mai recomand să vedeți aici este muzeul militar. Acesta se află, trebuie să urcați scările astea de aici, urcați scările aici și pe undeva pe acolo se află muzeul militar. Intrarea costă, dar merită, eu zic că merită foarte, foarte mult să-l vedeți. Acolo puteți vedea fragmente din celebrul avion invizibil, în ghilimele, distrus de antiaeriana iugoslavă. Pe lângă asta mai puteți vedea și gloanțe radioactive, bineînțeles ținute în cutii speciale pentru a nu afecta vizitatorul de radioactivitate. De asemenea, puteți vedea și uniforme americane și multe, multe alte chestii. Eu vă recomand, dacă sunteți în cetatea din Belgrad, să mergeți și la muzeul militar, să îl vedeți. Pentru pasionați, eu zic că este ceva foarte frumos. Și acum vă las cu imagini din cetate. Acesta din cetate cred că este cel mai frumos pentru că poți să vezi un peisaj superb asupra orașului.
Deci nu mai uitați-vă în spatele meu ce frumos se vede. Restul cetății vă las pe voi să o descoperiți. Eu v-am arătat doar câteva cadre de pe aici. Restul le descoperiți singuri. Acum mergem că trebuie să ne mai plimbăm și să mâncăm ceva, că ar fi cazul. Vă mai țin eu la curent. Cum ieși din cetate, pe lângă dinozauri pe acolo, în dreapta, eventual vă luați ca reper, eu știu, statuia asta din spate, dați direct în pietonală. Iar pietonala este de 1 km sau 2 km, nu mai știu exact, unde găsiți numai magazine, plin de magazine, de la restaurante până la fast food-uri, ce vreți voi. Acum mergem pe acolo, e foarte multă lume pe acolo, așa că nu cred că o să filmez foarte mult. Am intrat pe pietonală, o grămadă de lume pe aici. Chiar cum intri pe pietonală aveți un mall lângă, unde puteți merge dacă vă trebuie ceva, haine sau să mâncați sau mai știu eu ce, oricum găsiți restaurante plin pe aici, dar vă spun așa. Acesta este mall-ul și încolo se continuă pietonala. Mergeți tot înainte, aveți plin de magazine, iar paralel, pe partea cealaltă, este Studenski Park. Eu zic că n-aveți cum să vă rătăciți pe aici dacă veniți așa prima dată. Acum mă duc să iau pe Luiza și mergem să mâncăm și noi ceva, că mi-e o foame de mor. Gata, oameni buni, am fost amâncat. Spuneți-ne ce am mâncat. Ce bine. Bă, am zis să nu mai mergem la restaurante, că noi am venit de atâtea ori în Belgrad și tot pe la restaurante am mâncat. De data asta am ales altceva. Ce am ales? Am găsit o chestie pe stradă care scria 200, 300, 400 de dinari meniurile. Am ales un meniu cu 398 sau 96 de dinari. 389 de dinari, adică da? Echivalentul a 3 euro. Echivalentul a 3 euro, în care primeai felul 1 și felul 2. În care îți dea supă, felul 1 cu garnitură, îmi faceva chitele de pui cu piure, nu piure. Spanac. Piure din spanac, cu spanac. Spanac deci, ceva cu bun. Piure de cartofi combinat. Și salată și pâine. Deci super mișto. Și am mâncat un meniu două persoane. Da, pentru 3 euro, foarte tare. Pe pietonală, pe acolo, noi am găsit pe străduțe, dar pe pietonală îți mai scumpe pe la restaurante pe acolo. Bun, te pui la masă, te pui la masă, stai la restaurant, e mai scump. Bine, acum mergem să ne mai plimbăm puțin. Mergem să vedem o stradă, se numește Skadarska. E o chestie super mișto, dacă veniți în Belgia și stați o zi și aveți ce face. E o chestie super mișto, sunt cafenele, restaurante, case colorate, e o chestie super fain. Vrem să mergem, că n-am mai ajuns toată, dar acum mai liber, mai mult liber, că le-am dat oamenilor mai mult timp liber și vrem și noi să ajungem acolo. Problema e că e gălăgie multă pe aici de la mașini și nu știu cât se aude de bine, dar vedem, hai să mergem acolo și mai vedem ce facem. Am ajuns pe strada Skadarska. Stai că vine domnișoara în vlog. Spuneți. Vreau să fac o poză. Îți place strada asta? Da, abia am așteptat-o. Da? Este Instagramabilă. Instagramabilă. Bine, hai să vedem ce mai avem pe aici. Și străduța aceea pe care v-am arătat înainte, cum se numește? Skadarlia sau Skadarska. Skadarlia sau Skadarska. Acum ne-am oprit să bem o cafeluță și după aia mergem să facem niște cumpărături. Da. Ne luăm ceva dulciuri de prin Serbia, de a lor. Am băut o cafea super bună. Adică Claudiu și-a luat espresso cu lapte. Adică și-a luat un cappuccino și eu mi-am luat un frappe. Dar ceea ce e super mișto și interesant la ei, frate, îți aduce, uite cât paharul de apă, pe bune, deci la noi nu s-a putea ce apă atât într-un paharel mic, plus când frapeul, deci al noi și-a trebuit să ia lecții, deci cum se face frapeul la ei. Bă, toate au fost bune, da. Și cafeaua a fost bună, și frapeul Luiza, deci tot a fost. Bine, hai, mergem să mai facem niște cumpărături și după aia revenim.
gata, am fost și noi la cumpărături, n-am cumpărat mare lucru. Ce am luat? Un cocktail de ăsta, lui zice că e Coca-Cola original. Dar nu știu ce să zic, nu prea are gust așa și am mai luat o ciocolată de asta, mie îmi place ciocolata asta moarte cu vie. Cu orez, moarte vie. Ia uitați. Și atât. Că n-am mai avut dacă altceva ce să luăm. Nu am nimic, că e o vegană de mine. Asta. Vegana de aia n-am găsit nimic pentru. Cam asta a fost clipul nostru de azi din Belgrad. După ce am vizitat cetatea, am avut la dispoziție 3 ore liber în care să facem ce vrem. Noi ne-am plimbat, am mai vizitat un alta, am fost, am băut o cafea, am fost puțin la cumpărături și cam asta e, a trecut timpul. Am vizitat pentru turiști, ca să punem data viitoare în program. Să punem, auzi, în program data viitoare pentru turiști. Și nu uitați data viitoare în următorul travel vlog. O să ne vedem, o să mergem într-o destinație surpriză în care mergem doar noi doi. Deci călătorim single, cum ar veni, adică fără grup. Nu mai merg eu însoțită de grup, o să mergem doar noi doi. Așa că nu uitați, stați pe aproape, vine travel vlog-ul. Destinație mult travel. Destinație nouă, da? Deci subscribe-ul acolo pe canal ca să urmăriți videoclipurile următoare și nu știi niciodată când apare travel vlog-ul, așa că subscribe-ul. Stay tuned. Păi, dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, nu uitați să dați un subscribe, un like. Pe noi ne găsiți, bineînțeles, pe Instagram. Acolo punem poze. Pe Instagram cam cel mai mult. Și ne revedem data viitoare. Noi v-am salutat din Belgrad. Ciao. Ciao.